Mihail Jackson, 10 țăi voi. Ei, așa. Ei, acele schibiții sexe, dacă vreți, într-un cuvânt destul de concret și real, spune-mi mie, îți deschide vreodată inima spre rugăciune sau spre Dumnezeu, deci nu te îndeamnă decât la destrăbălare și dezmăți, și mai mult decât atât, să ajungă româncele noastre să leșene în urma avionului și să facă acele schibiții murdare, vai, n-am să-l mai văd vreodată, mă despart de el, dar du-te după el în iad, sănătoasă. Adică trec cu vederea cultura poporului românesc păstrată de 2000 de ani. Părintele Staniloae, fiind invitat odată la Roma, a fost întrebat de Papa Ioan Paul al II-lea, actualul papă al Romei, zice, cum v-a impresionat cultura noastră latină? Iar părintele Staniloae, pentru că era întotdeauna un om cu bomba ascunsă și cu răspunsuri din astea, care numai Hristos era în măsură să le dea și un om, luminat de Duhul Sfânt, un palama al românilor, zice, mă uit la columna lui Traian, la dacii încojoace și piei mițoase, cum s-au luptat pentru latinitatea acestui popor din Roma. Deci, ce tangență avea cultura catolică a Romei cu cultura latină a dacilor din Pont, deci de la Pontul Euxin, deci de la dacii care își apărau Sarmisegetuza sau cetățile dacice, din monoteismul lui, deci lui Zamolsix, marele Dumnezeu, deci al dacilor, și acel preot deceneu care aducea jerfe cu foc și tămâie, nici de cum cu animale și cu oameni și cu așa mai departe. Și gândiți-vă la câtă înțelepciune, zice, mă gândesc la cât de frumos exprimă cojoacele lor mițoase latinitatea Romei. Deci, efectiv, într-un fel i-a dat o lecție și i-a spus, ce vrei să-ți demonstrezi românismul din Roma? Deci, asta trebuie să scoatem în evidență. Dacă ați văzut în, de obicei în toate emisiunile culturale și de folclor, de obicei se pune accentul pe ce? S-a încercat, dacă vreți, un furt de cultură. Poeții să fure între ei poezii, slovă goală, vers gol, Mihai Eminescu, ce din coarde au să sune și nimic nu au a spune. Toate bat în poarta vieții, cad ca frunzele sau ca florile moarte, deci poezia marelui Luceafăr românesc. După aceea, muzică de toate tipurile, doi țigani, o dobă, un țambal și un acordeon și cântă formația Gingis Khan pentru Ioni, Gioni și nu știu care din Timișoara. După aceea, deci furt de costum popular, te trezești tu la Dita Mai Moldoveanca cu pantofi cu toc, cu buze roșii și tunsă cu perucă în tip franțuzesc. Și ea îți cântă muzică populară de pe Valea Bucovinei. Deci, vă dați seama, sunt elemente în care un profesor de matematică s-ar duce să predea desen tehnic sau istoria religiilor într-o facultate de teologie. Deci este aceeași echivalență în ceea ce vreau să spun. Adică aceste denaturări sau această eră nouă despre care vrei să vorbești, această eră nouă este un amalgam la care vreau eu să vă fac un rezumat scurt. Și cu guvernul universal. Imediat și cu guvernul universal. Deci toți elevii din licee, fiindu-le lene să învețe, vor un bacalaureat ușor. Stați ca să vă spun ce înseamnă noua eră. Profesorii sunt obligați să le dea nota de trecere, că altfel sunt amenințați sau constrânși sau forțați. Ei termină liceul, dau bacalaureatul, dar la bacalaureat picătos. Ce este? Esența lipsei de cultură. Zice, promovabilitatea a fost 30%. Păi dacă 70% erau la rock și în discotecă, unde e cultura? Cultura se emană tocmai în aceste rezultate. Ei, cultura rock-ului, cultura guvernului mondial și a noi ieri nu este altceva decât suma tuturor prostiilor, minților rătăcite și drogate, întâi trupește, drogate, apoi senzual și sexual, drogate, apoi spiritual și mental, rațional și în cele din urmă, când omul este cuprins din partea rațională, trupească și sufletească, de cei trei demoni, guvern mondial, lege mondială și muzică mondială și religie mondială, atunci satana domnește pe pământ întronându-se antichrist. Asta este. Pentru că ce se întâmplă? De ce să fiu eu obligat să postez 3 zile fără un de lemn ca să mă împărtășesc, când mă pot duce la Vladimirești și iau în fiecare clipă gratis? De ce să fie nevoie, de exemplu, să postez eu postul mare 40 de zile ca să mă duc și să mă spovedesc, când mă duc la un preot, să spunem cine o fi el sau care l-am găsit eu după mintea mea, îi dau 3 lumânări și un bacșiș, hai, vină încoace să te împărtășesc. Deci așa se distruge cariera spirituală a sufletului omenesc, prin comoditate, prin nepăsare, prin uitare și prin trecerea cu vederea. Adică astăzi lăsăm una, mâine lăsăm alta, apoi mâine lăsăm alta, ca și în programa de bacalaureat.
nu mai băgăm scriitorii clasici, nu mai băgăm romancierii, nu mai băgăm mari poeți, ci dăm așa un fel de amalgam. Cultura politică a secolului 20. Andreea Iețca, Andreea Marin, Sergiu Nicolaescu, Ion Iliescu și trei frânturi despre PNCCD. Și cu asta ai terminat istoria patriei, luau bacalaureatul. Dar aș întreba eu pe un adevărat trăitor, geografia acestei patrii s-a scris ca să șadă în rafturi de bibliotecă prăfuite sau să știm noi să le arătăm străinilor câte lucruri minunate sunt în țara asta? Istoria acestei patrii care s-a scris cu sânge și cu sabie și cu suflete de oameni care au murit cu adevărat și stau sub brazdele de pământ oasele lor, mărturie până astăzi, s-a scris ca să vină cei din urmă și să zică euforisme, zice, basme, nu ne mai îmbătăm cu povești și cu folclor. Istoria nu e un bas, nu e un folclor, e un adevăr. Și Bălcescu a spus, poporul fără istorie ca cloșca, ca puii fără cloșcă. Deci asta este. Deci nu putem să... Iar poporul fără religie, deci cultura noastră românească, tocmai asta a păstrat și a conservat. Ce? Spiritul ortodox românesc. Dacă la Bogdana în Rădăuți există biserică care datează de la 1300, de la începutul mușatinilor, în Dobrogea mă duc și găsesc biserica sau grotele de la Niculițel din Calcar și sfinții de la Niculițel care datează de la începutul creștinismului, secolul 3, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Ioan Casian. Ce mărturie stă la bază? Mărturia că acest popor nu vine la întâmplare, nu trăiește la întâmplare, nu există la întâmplare și că nu are o rădăcină oarecare plantată sau altoită, ci este bine sădită și înfiptă ce? În tradiție, în rădăcina adevăratei credințe și în sângele martirilor care îi sămânța creștinilor. M-ați ucis cu întrebările. Puneți acum întrebările, aveți un sac de întrebări. O fată întreba pe un părinte la secu care ne-a explicat despre părintele Vicente Mărăt, de ce s-a făcut călugăr? Mai copii, întrebarea de ce să face cineva călugăr e o întrebare abstractă. De ce mănânci când ți-ai foame? Adică, voi trebuie să știți trei lucruri. Și în mănăstire, ca și în lume, pentru că eu știu ce gândesc câteva capete deja care stau de față, au existat și vor exista întotdeauna păduri verzi și uscături. Mai întâi și de toate, călugăria vine dintr-un impuls sau dintr-un imbold sufletesc, la baza căruia stă așa. Fie tradiția credincioasă sau elementul pios și credincioșia familiei, mama sau tata din care s-a tras, fie anumite hazarde ale momentului sau eșecuri ale primilor ani de adolescență, mai târzie sau mai timpurie, pentru că ați văzut, 16, 17, 15, e vârsta marilor glorii și epopei și idei. Apoi, vârsta marilor decepții, lipsa de servici, nu vă mirați, eu știu ce vreți să spuneți, deci lipsa de servici, eșec într-o prietenie, eșec într-un servici, într-o mai căsnicie sau alte probleme. Iar, cum spunea Mântuitorul, mulți chemați și puțini aleși. De ce? Până la urmă rugăciunea e o artă și un dar, deci rugăciunea nu-i dată oricui și n-o face oricine. De aceea s-a întâmplat atât decretul din 59, de care ați auzit, 400 scoaterea călugării. Și unul, da, scoaterea sau da, deci scoaterea sau secularizarea unor mănăstiri la un număr raportat de călugări, a făcut ca în 59 lumea să fie plină de maici și de călugărițe care au stat câte 5, 6, 10, 15, 20 de ani. Dar marele eșec nu ăsta a fost, pentru că aici s-a împlinit cuvântul Mântuitorului. Satana a cerut sufletele voastre să le cearnă. Aici s-a văzut esența adevăratei călugării. Foarte multe din călugărițele și din călugării tineri dați afară atunci s-au dus, s-au însurat și au întemeiat familie. Unii, dacă au mai prins anii bătrâneții, s-au mai întors în mănăstire și cunosc câteva fericite cazuri, mulți au murit în lume. Dar ce s-a întâmplat cu aceste suflete? Ca și un ostaș care se duce pe front în luptă cu dușmanul și la prima săgeată abandonează, trece în spatele frontului, oarecum cicatrizează rana și dispare, devine un ce? Un trădător. Ei, care au fost cu adevărat călugări, sau cum se spune, mulți chemați, puțini aleși, și au vrut să rămână călugări, au rămas prin ce fapt? Au rămas prin faptul că în momentul când a încetat izbeliștea și nenorocirea și nevoia sub sistemul comunist suficient de opresativ asupra problemei acestei ideologice, mistice și spirituale privind viața bisericii, s-au întors liniștit, s-au adus în lume o viață foarte liniștită, celibă, lucrând într-o fabrică sau unde, pilda mitropolitului Antonie Plămădeală, cel mai mare cărturar al Ardealului, care
la vremea de atunci a făcut și detență și a muncit și la fabrica de dopuri de masă plastice undeva prin sudul țării și a ajuns până la urmă doctor în teologie, mitropolit a întregului Ardeal și nu mai mult decât atât, cel puțin 2 sau 3 doctorate date în străinătate și președinte al Consiliului Ecumenic al Bisericilor, unde ne-a reprezentat întotdeauna cu cinste și cu mare, deci și cu mare, să spun eu, virtute, adică a fost un om al literei și al Duhului. A știut să împletească cu adevărat viața călugărească și cea socială și elementul social și moral în cel spiritual. Dar de ce spun lucrul acesta? Dacă a fost să rămână călugăr, a fost călugăr. De aceea mulți sunt călugări doar cu titlu. Și eu spuneam undeva cândva, între o uniformă călugărească și o dantelă cu butoni sau o geacă sau o pereche de blugi sau un tricoaș, nu e nicio diferență când cel de sub uniformă nu-și face datoria uniformei. Pentru că țara nu se apără cu ostași care sunt îmbrăcați în uniformă. Poți să îmbreci jumătate de România în uniforme verzi și spui că ai armată. Poți să îmbreci jumătate de România în haine negre și spui că ai călugări. Nu. Călugăria este ceva ce se simte și se trăiește. Pentru cei ce simt mai mult, trăiesc mai mult, pentru cei ce simt mai puțin, trăiesc mai puțin. Cei care trăiesc puțin vor lua plata lor și știu ei bine unde trebuie să ajungă, cei ce trăiesc mai mult își vor lua plata lor și știu ei unde trebuie să ajungă. Însă ceea ce rămâne categoric și neexplicat este aceasta. Când acest dor dumnezeiesc va chema în inima omului, poate să fie el nu știu unde pe fața pământului, lanțurile nu-l pot ține legat și el nimerește mănăstirea. Dar când decepția, eșecul, necazul, hazardul, neștiința, aiureala, zăpăceala împing pe om spre mănăstire în ideea unui refugiu sau unei liniștiri temporare sufletești, va crea din el elementul problemă de mai târziu, călugărul sau călugărița vagabondă care va colinda 50 sau 20 de mănăstiri, iar la moartea lui nu va avea liniște decât dacă va fi îngropat de pomană de cineva, adică în sensul că își va pierde vremea în zadar în haine negre. Și Sfântul Antonie a fost întrebat de diavolul a fost întrebat de Sfântul Antonie: sunt călugări în iad? Nu, aia stau în rând cu heruvimii și cu serafimii. Dau oamenii în haine negre și cu barbă lungă, sunt câți vrei, Antonie?